Mai multe străzi din cartierul Petru Rare și Bălcescu au intrat în reabilitare. În acest moment sunt gata străzile Primăverii, Slazului și Petru Rareș. La aceasta din urmă mai fi necesare racordurile laterale, iar pe Primăverii mai trebuie rezolvate marginile. Gata strada Primăverii, gata strada Slazului, gata strada Petru Rareș din cartierul Petru Rareș. A început ridicarea la cota căminilor pe Bucovinii și începe de asemenea ridicarea pe Mihai Viteazu. În paralel se execută lucrări în cartierul Bălcescu. Se toarnă deja pe Cornului, s-a turnat stradul de Binder. Sperăm în termen de 10 zile să fie gata ca să înceapă lucrările pe perișorul cartierului Nicolae Bălcescu. Lucrări se execută și în cartierul Lipovenesc, iar toate străzile din cartierul Bălcescu sunt balastate. Strada Petru Rareș asfaltată complet, mai sunt racordurile laterale. Strada Islazului asfaltată complet, inclusiv marcată. Strada Primăverii asfaltată complet, mai trebuie marginile rezolvate. Strada Cornului Binder complet, urmează stratul de uzură. Strada Perișorului în 10 zile va începe turnarea Binderului. În cartierul Nicolae Bălcescu s-au făcut îndreptări pe străzi și compactări pe toate străzile. S-a balastat și ultimul segment din Progresului pe 300 de metri care a rămas de anul trecut și am terminat tot. S-a asfaltat racordul străzii Progresului cu strada Bogdan Dragoș în dreptul școlii Carol I. În cartierul Petru Rareș s-a asfaltat strada Petru Rareș și s-a îndreptat strada Nicolae Bălcescu și fundătura Crișan. Cât de curând vor începe și lucrările de asfaltare pe strada Bucovinei.